Ce recomandați dumneavoastră pentru copiii mici care trec de la alăptarea de la mamă la o alimentație nu chiar la îndemâna oricui, acel lapte praf sau diversificată, dar de unde să-și tragă ei fibrele în alimentație? Cum am spus, este foarte important ca mamele să respecte indicația pediatrului care are grijă de copilul lor. Mi se pare foarte periculos să schimb medicul pediatru la această vârstă, deoarece diversificarea este un lucru foarte important și fiecare pediatru are schema lui de diversificare. Sunt mai multe scheme, fiecare are principiile lui. Practic este ca un motor care, în care umblă mai mulți mecanici, fiecare mecanic are ideile lui și atunci motorul nu o să meargă niciodată. Tot așa, o diversificare condusă de către mai multe persoane, fiecare având altă idee, duce în final la o scădere în greutate a copilului, apar constipații, apar colici, apar tot felul de neplăceri.